Intervievații nu trebuie să prezinte alte documente decât cartea de identitate, răspunsurile ținând exclusiv de libera declarație a acestora. Nu se ajunge ca nouă de recensământ. Știți că în perioada aceasta se desfășoară recensământul populației și a locuințelor. Da? Pentru aceasta va trebui să răspundeți la întrebările care sunt în formulă. Numărul de casă, 325. Și acum avem rugămintea dacă putem... Până acum, recenzorii dâmbovițeni nu au întâmpinat probleme pe teren, o singură persoană refuzând să răspundă la întrebările acestora. În primele 3 zile ale recensământului de probă s-au recenzat 135 clădiri, 170 locuințe, 158 gospodării și 472 de persoane. Recensământul se desfășoară în condiții normale, nu s-au semnalat probleme deosebite, colaborarea cu cetățenii este în general bună, avem un refuz al unei gospodării în a furniza datele, o să mai meargă recenzorul și care va încerca să convingă persoanele respective să răspundă. De asemenea, la multe dintre gospodăriile la care s-au prezentat recenzorii, proprietarii sunt plecați de la domiciliu, dar informațiile necesare vor fi obținute din alte surse. Și locuințele acestora, și gospodăria, și persoanele plecate în străinătate pe o perioadă mai mare de 12 luni, o numim noi perioadă îndelungată, vor fi recenzate, vor fi înregistrate. Negăsindu-i acasă, înregistrările se vor face pe baza declarației vecinilor, rudelor sau a asociației de locatari, a primăriilor.